Socialdemocrația amenință cu greva japoneză în Consiliul Județean Suceava pe motiv că propunerile consilierilor PSD nu sunt luate în seamă în comisiile de specialitate ale deliberativului. Anunțul a fost făcut de liderul grupului PSD, consilierul Gheorghe Iacob. Este prima ședință de anul acesta și, ca și în ședințele din 2022, bănuiesc că așa va fi și în 2023. Deși suntem în coaliție, doleanțele, propunerile consilierilor județeni PSD nu prea sunt luate în seamă. Stau și mă întreb dacă mai e nevoie de votul nostru. O să discut și cu colegii dacă nu cumva o să trebuiască să intrăm într-un fel de grevă japoneză, să nu mai participăm la niciun fel de vot, să ne spunem punctele de vedere, dar să nu mai participăm la niciun fel de vot în condițiile în care în 2023 se va proceda la fel. E drept, aveți majoritatea necesară, dar fiind totuși o coaliție, ar trebui totuși să medităm mai mult și să găsim niște soluții pentru o colaborare într-adevăr fructuoasă. I-a transmis Gheorghe Iacob, președintelui PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Gheorghe Iacob a adăugat că avem interese comune, nu avem interese divergente față de conjudețenii noștri. Și ar trebui, domnule președinte, să ne aplecăm mai mult asupra unor probleme la care e necesar și punctul nostru de vedere. Noi nu dorim să participăm la anumite comisii numai de dragul de a participa. Iacob a arătat că reprezentanții PSD din Consiliul Județean Suceava pot să vină cu niște propuneri concrete care ar putea duce la îmbunătățirea activității tuturor unităților din subordinea deliberativului județean și pentru toți locuitorii județului. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult. Probabil în prima ședință a grupului de consilieri PSD vom analiza și punctul nostru de vedere și în prima ședință de Consiliul Județean o vom expune, a spus Gheorghe Iacob la finalul ședinței Consiliului Județean. În replică, președintele Consiliului Județean a spus că, într-un fel, afirmațiile lui Gheorghe Iacob sunt contradictorii, având în vedere că proiectele din ședința de astăzi au avut majoritate de voturi, inclusiv de la PSD. Cumva e o contradicție, pentru că voturile în unanimitate de astăzi au arătat o oarecare apreciere și un punct de vedere comun acord a tuturor. Noi nu ne-am contrazis pe proiectele de dezvoltare a județului Suceava. Asta este prima chestiune și vă aștept oricând să discutăm. În prezentarea mea de azi am vorbit de investiții și dacă vă uitați în ce localități se fac aceste investiții, pot să spun că sunt extrem, extrem de echilibrate și totdeauna am ținut seamă. Îmi aduc aminte numai de drumurile județene pe care noi le modernizăm în momentul de față, fără să ținem seamă de culoarea politică. Dar dacă e să facem și asta, atunci am argumente să spun că se fac și în zone destul de multe care au altă culoare decât culoarea din care fac eu parte. Deci nu am ținut seamă de asta, a precizat Gheorghe Flutur. El a spus că este nevoie de o colaborare pe proiectele județului și că din punctul său de vedere, bătălia sau discuțiile în contradictorii ar trebui să fie pe prioritizarea fondurilor. La final, liderul grupului de consilieri PSD Suceava, Gheorghe Iacob, a spus că existența unanimităților la vot o vede ca un merit al consilierilor PSD, care au înțeles exact ce trebuie și când trebuie să votăm pentru binele conjudețenilor. Dar nu putem să nu fim mâhniți că avem anumite doleanțe și nu sunt luate în considerare. Eu sper să fiu foarte bine înțeles. Nu am ridicat niște probleme care să aducă anumite neîmpliniri ale unor localități. Am venit cu o propunere ce ține de interesul Consiliului Județean a acestui grup care lucrăm zi de zi, lună de lună, a mai spus Gheorghe Iacob.